Înainte de ceremonia oficială de semnare, excelențele sale vor veni cu un discurs de deschidere. Domnul ministru. Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să spun că, așa cum cunoașteți colaborarea cu România, în special pe dimensiune energetică, dar nu doar, s-a accelerat și s-a intensificat în ultimii ani enorm. Acest memorandum pe care îl vom semna astăzi este, de fapt, marchează un angajament comun pentru consolidarea colaborării și dezvoltarea durabilă a sectorului energetic și, în special, ceea ce vizează dimensiunea de securitate energetică. Nu este doar o formalitate. Este, în primul rând, o consfințire sau materializare a angajamentului politic de ambele părți de a continua colaborarea pentru consolidarea securității alimentării atât a Republicii Moldova și cuplării eventual a pieței Republicii Moldova cu piața românească de energie electrică. Noi ne dorim să mergem în Uniunea Europeană, dar să facem parte din piața comună europeană chiar înainte de a ajunge membrii a Uniunii Europene. Toate eforturile noastre pe care le facem inclusiv prin acest memorandum sunt orientate anume spre accelerarea procesului și pentru a deveni parte din piața energetică europeană prin România înainte de a deveni formal țară membru a Uniunii Europene. Vreau să mulțumesc României. Vreau să vă mulțumesc pentru absolut sprijinul necondiționat pe care România îl are față de Republica Moldova pe toate dimensiunile. Acest sprijin îl simțim, îl apreciem. România este principalul partener și principalul avocat al Republicii Moldova pe calea de integrare în Uniunea Europeană, iar acest lucru în ultima perioadă, domnule ministru, permiteți-mi să vă transmit că este o, spunem, o onoare și o mare bucurie pentru noi să avem acest, spunem, commitment sau acest angajament politic de ambele maluri materializat și prin proiecte concrete, atât pe dimensiunea de gaze, cât și pe dimensiunea de energie electrică, sprijinul pe care l-am obținut pe dimensiunea de păcură, pe toate celelalte dimensiuni și care transcend cu mult și partea energetică. Acest memorandum stabilește, deci se referă la un șir de acțiuni noi pe care ne angajăm în comun să le facem pe dimensiunea de interconectare și pe dimensiunea de piață. Așa cum am vorbit, ne dorim să facem parte din piața energetică a Uniunii Europene încă înainte de a deveni stat membru. Și asta se referă la extinderea gazoductului, dacă vorbim de partea de gaze, extinderea gazoductului care a fost construit Iași-Ungheni-Chișinău pentru a finaliza centura de gaze în jurul Chișinăului și a crește fiabilitatea și siguranța sistemului de alimentare cu gaze a Republicii Moldova. Realizarea proiectelor de interconexiuni pe energie electrică. Și aici vorbim de două noi interconexiuni, din câte cunoașteți deja, avem interconexiunea Isaccea-Vulcănești. Noi construim pe intern linia Vulcănești-Chișinău ca să ne permită să aducem puterea din interconectorul Vulcănești-Isaccea la principalul punct de consum care este Chișinău și în continuare ne dorim să avem încă două interconexiuni care să ne permită să funcționăm fiabil interconectat cu sistemul electroenergetic din România, chiar dacă avem mai persistă incertitudini cu privire la situația cu sistemul energetic din Ucraina. Mai mult ca atât, aceste interconexiuni ulterior
ar putea servi și ca o punte energetică între România și Ucraina atunci când va fi nevoie de procesul de restabilire, reconstrucție a Ucrainei. La fel, dacă tot vorbim de integrarea într-o piață comună, am lansat invitația și vom colabora în continuare. Acest memorandum prevede colaborarea pentru ca operatorul de piață de energie electrică din România, OPCOM, să devină operator de piață în Republica Moldova, astfel să economisim la noi vreo 20 și ceva de ani de experiență pe care le-a avut OPCOM în România și care le-a permis să dezvolte o piață lichidă, o piață funcțională, o piață care să fie în conformitate cu rigorile și cerințele Uniunii Europene, și acest lucru ne dorim să-l avem și la noi cât mai repede, și ca să nu inventăm bicicleta de la zero, am lansat această invitație și ne bucurăm că s-a acceptat ca OPCOM din România să preia rolul de operator de piață în Republica Moldova. La fel, acest memorandum, așa cum am spus, prin toate dimensiunile sale va contribui la consolidarea atât a securității, cât și a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și în special în piața energetică a Uniunii Europene. Iar acest acord la fel prevede acest acord. Suplimentar la acest acord, noi am discutat cu partea română astăzi și un șir de alte subiecte care vizează colaborarea între noi, inclusiv, dacă va fi nevoie, voi răspunde la întrebări, dar țin de investiții suplimentare care ar putea veni din România în sectorul energetic din Republica Moldova și de rezolvarea unei probleme mai vechi legate de anumite datorii care nu au fost stinse față pentru energie electrică pe care România le-a livrat cândva în anii 90 în Republica Moldova. Cred că aceste lucruri am mai vrut să le menționez în această alocuțiune, dar acum ofer cuvântul domnului ministru Burdur. Domnule ministru Parlicov, distinși colegi, frați, prieteni, mă bucur întotdeauna să fim la Chișinău și când am fost ministru al digitalizării, cercetării, inovării, m-am bucurat foarte mult să vin la Chișinău și împreună să punem bazele unor punți digitale. Și deja ați menționat, domnule ministru, că astăzi continuăm să punem pietre la temelia acestor punți energetice. Energia este inima economiei și ea poate fi folosită fie ca armă de șantaj, după cum a folosit-o Federația Rusă de foarte mulți ani și o cunoaștem cu toții, fie ca armă de dezvoltare economică. Energia înseamnă, de fapt, condiții de trai pentru toți oamenii, pentru toți cetățenii și o viață mai bună și înseamnă și competitivitatea mediului economic. E o parte importantă din structura costurilor unei întreprinderi și atunci cu cât este mai accesibilă, cu atât avem o viață mai bună și o dezvoltare economică mai accelerată. De asemenea, energie trebuie să fie în primul rând sigură, pentru că deși vorbim foarte des de energie verde, degeaba avem energie verde dacă atunci când apăsăm pe întrerupător nu se aprinde becul. Și ca să avem o energie sigură, sunt aceste două concepte de independență energetică și securitate energetică. Deci, independența energetică, România a atins-o, practic, sau e pe punctul să o atingă. Suntem într-un an în care am fost net exportatori pe energie electrică, după ani de zile în care am importat, și asta pentru că s-a investit în capacități de producție noi, mai ales în zona de energie verde de data asta, dar ne pregătim și cu niște capacități noi semnificative de producție pe gaz. Și sigur, pe termen mediu și lung, programul nuclear civil, despre care noi am mai discutat și la Cernavodă, domnule ministru, și mă bucur foarte mult să continuăm și această colaborare. Și în zona de gaz am atins nivelul de independență energetică, fiind practic și acum, pe producția actuală, doar dependenți de gazul românesc. Din ceea ce avem înmagazinat, undeva la
3,1 miliarde de metri cubi, am fost și la 3,3 la debutul sezonului rece, plus ce producem pe timp de iarnă, putem să acoperim nevoile interne și bineînțeles că putem să venim în sprijinul fraților noștri în Republica Moldova, ori de câte ori ne solicitați ajutorul și este încă un angajament pe care îl fac astăzi la Chișinău în numele Guvernului României, ori de câte ori veți avea nevoie de noi, să știți că puteți să contați pe noi. Și asta o facem dintr-un sentiment de iubire și de patriotism și de datorie pe care îl avem în comun și vă mulțumesc. Când vine vorba de securitate energetică, sigur că discutăm despre diversificarea aprovizionării, a surselor și de aceea vorbim și astăzi, am discutat pe larg despre aceste interconexiuni între România și Republica Moldova. Ne-am bucurat să vedem investiții în ultimii ani. Fără ele, astăzi situația ar fi fost mult mai dificilă. Și, bineînțeles, să planificăm pașii următori. Că vorbim de noua linie Suceava-Bălți, unde trebuie să accelerăm și în zilele următoare Transelectrica va publica pe SICAP, portalul nostru de achiziții publice, documentația aferentă proiectului tehnic de execuție și execuție, deci scoatem la pachet tocmai pentru a accelera acest proiect. Asta înseamnă că în maxim un an de zile vom avea gata proiectul tehnic și în 2-3 ani după aceea, cel mult 3 ani, în mod optimist 2 ani, dar noi vom încerca să ținem termenul de 2 ani, vom avea linia gata. Asta înseamnă undeva 2027 ca orizont de timp de așteptare. Și de asemenea acea a treia linie despre care am discutat domnule ministru și pe care ne-o dorim ancorată cât mai bine în sistemul românesc, probabil Strășeni, Gutinaș, Smârdan, Galați, să vedem cea mai bună soluție și aici Transelectrica va face un studiu de sistem împreună cu Moldelectrica ca să găsim cea mai bună variantă la costurile cele mai mici și la un grad de reziliență cât mai mare. De asemenea, solicit încă o dată OPCOM-ului să accelereze demersul de participare la piața energetică din Republica Moldova. E un lucru foarte important. OPCOM-ul a acumulat într-adevăr o experiență utilă și puteți să contați pe Ministerul Energiei pentru a dinamiza acest proces. În ultimul rând, ați vorbit, domnule ministru, despre onoare și bucurie. Vă asigur că sunt de partea noastră, în primul rând, și vreau să le spun fraților noștri moldoveni că se pot mândri cu reprezentanții pe care au un guvern. Am fost coleg de panel cu domnul ministru și la București, și la Cernavodă, și la Berlin, și întotdeauna Republica Moldova este dată drept exemplu. Și trebuie să fiți mândri de reprezentanții pe care aveți, pentru că sunt la cel mai înalt nivel, iar eforturile pe care Republica Moldova le-a făcut în contextul cumplit de dificil prin care treceți și trecem cu toții sunt realmente admirabile. De aceea vă felicit și vă mulțumesc că ne faceți parte din această poveste de succes. Și într-adevăr, gestul de astăzi, deși nu este doar un angajament pe hârtie, este un gest firesc. Și mă bucur că am această mare onoare de a-l face împreună cu dumneavoastră, domnule ministru, și împreună cu toți cei care au contribuit și cărora le mulțumesc foarte mult. Sunt convins că Petru are și avea dreptate și vom fi iar ce am fost și mai mult decât atât. Mulțumesc foarte mult! Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult și vă votez că este cea mai mare cercetare și onoare. Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia oficială de semnare a memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România. Semnează pentru Guvernul Republicii Moldova domnul Victor Parlicov, ministru al energiei. Pentru Guvernul României domnul Sebastian Ioan Burduja, ministru al energiei.
urmează rubrica întrebări-răspunsuri, la care domnul ministru vor răspunde. Invităm domnul ministru Parlicov. Experții de la Chișinău chiar astăzi au calificat acest memorandum ca fiind un document foarte important pentru că în sfârșit face desprinderea Republicii Moldova în fapte de la piața estică, adică pieței energetice post-sovietice la cea europeană. Cum vedeți dumneavoastră această apreciere a experților? Mersi foarte mult. În primul rând, așa cum a menționat și domnul ministru Burduja, noi am avut o experiență în care energia a fost utilizată de către partenerii noștri din Est în calitate de armă. Iar ceea ce s-a întâmplat la nivel tehnic în urma agresiunii militare a Federației Ruse în Ucraina anul trecut, și ceea ce foarte puțin lumea a știut să aprecieze la justa valoare, a fost un efort fără precedent, atât din partea României și Republicii Moldova, cât și de a partenerilor din Bruxelles, care în timp record au permis sincronizarea rețelelor electrice, sistemelor electroenergetice din Republica Moldova și Ucraina, cu sistemul energetic continental european. Acest lucru, la nivel tehnic, a permis ca noi să avem schimburi majore sau de volume majore de energie între sistemele noastre. Practic, acum facem parte dintr-un sistem energetic comun. Și dacă anterior Republica Moldova era o fel de periferie a sistemului energetic fost-sovietic, acum suntem ancorați în ambele sisteme și nu mai suntem periferie. Iar acesta este doar un început, pentru că, dincolo de curgerea electronilor, contează și cum se face, care sunt condițiile, care sunt cerințele, care sunt regulile pentru ca să se poată face comerț cu energie. Că acest lucru să nu mai poată fi operaționalizat ca șantaj, să fie o piață comună care dă siguranță tuturor participanților la piață, atât a furnizorilor cât și a consumatorilor. Și anume acest lucru face parte. Pe asta ne focusăm când semnăm acest memorandum. Noi interconexiuni, care să ne permită o funcționare stabilă, indiferent de, spunem, voința prietenilor noștri din Est, și doi, de piață, crearea condițiilor de piață și unui operator de piață care să funcționeze și ulterior, într-un mod foarte natural, facil, să facă cuplarea piețelor, adică să facem parte dintr-o piață energetică comună cu România. Ori, sigur că este un drum, este o cale care o mai avem de parcurs, deci nu suntem decât la începutul acestui drum. Dar este o deschidere fără precedent de ambele maluri ale Prutului și suntem absolut siguri și determinați că această cuplare a pieților și această integrare a Republicii Moldova în piața energetică europeană să se producă mai repede decât chiar aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Tehnică, nu știu dacă pe dumneavoastră sau pe domnul ministru de la București, cum a fost desemnat sau urmează să fie desemnat drept operator al pieței de energie electrică din Republica Moldova? Pe scurt, ce ar însemna? Mai simplu acest. Încă nu a fost desemnat, deocamdată s-au luat deciziile la nivelul corporativ a OPCOM de a deschide o filială aici, dar ceea ce ne dorim este ca, deci ce înseamnă un operator de piață? În esență, ca să simplific lucrurile, să nu intru în detalii, bursă de energie. Deci noi nu am avut deocamdată o bursă de energie. În România ea funcționează și își dezvoltă produsele pe parcursul ultimilor peste 20 de ani. Ce oferă această bursă de energie consumatorilor? În primul rând, oferă niște prețuri care variază de la o oră la alta, și transmit anumite semnale de preț care permit optimizarea comportamentului. Dacă noi ne dorim să avem prețuri diferențiate de la o oră la alta, dacă noi ne dorim să avem pachete tarifare diferite pentru consumatori,
Dacă noi ne dorim consumatorii să poată alege furnizori și furnizorii să poată veni cu oferte diferențiate pentru consumatori, acest lucru nu este posibil până nu este funcțională o piață, o bursă de energie. Dacă noi ne dorim, așa cum am spus-o anterior în strategia noastră, să integrăm, să electrificăm consumul sau să electrificăm transportul de energie electrică, dacă noi ne dorim ca mașinile electrice care stau conectate la rețea să servească direct și indirect ca instrumente de echilibrare consumului de rețea, să se încarce când energia este abundentă și mai ieftină, sau din potrivă să alimenteze casa atunci când energia este scumpă și din cauza faptului că este puțină, acest lucru nu o poți face dacă nu ai un operator de piață. Acest lucru nu o poți face dacă nu ai prețuri diferențiate care îți indică este deficit de energie pe piață sau este exces. Și atunci, un operator de piață, chiar dacă este un lucru destul de tehnic și foarte puțin lume înțelege esența funcționării unui operator de piață, este un lucru inevitabil și este un lucru, o premiză, o bază pentru a da un impuls dezvoltării diferitor tipuri de investiții în sectorul energetic. Inclusiv, vorbeam astăzi cu domnul ministru Burduja, în România, deja datorită faptului că este un operator de piață și datorită faptului că este o abundență de investiții în resurse regenerabile, acum devin treptat fezabile investițiile în, comercial fezabile, investițiile în stocarea energiei. Deci nu poți miza pe asemenea decizii investiționale atât timp cât n-ai niște, o piață și niște semnale de preț. De asta este important și pentru consumatorii noștri pe termen lung să avem un operator de piață. Să avem un operator de piață care deja funcționează la regulile Uniunii Europene, care foarte ușor după asta va permite să devenim o piață comună cu Uniunea Europeană. Dacă nu mai sunt întrebări, poate față de domnul Burduj. Da, domnul Burduj, România este singura țară, membra Uniunii Europene, care poate să ajute Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană, adică este singura țară prin intermediul căreia Republica Moldova are această șansă de a se integra. Și atunci, în acest sens, aș vrea să vă întreb cum simțiți dumneavoastră sau cum apreciați dumneavoastră acest rol și această responsabilitate a României de a integra Republica Moldova pe acest segment care este unul dintre esențiale. Corect. Toate sunt importante, dar integrarea energetică este esențială, să ne desprindem. Eu spun că e cel mai important și dacă ne uităm la geneza comunității europene, vedem că ea a plecat de la Uniunea Cărbunelui și a oțelului, deci cărbunele sursă de energie. De asta proiectul european a recunoscut de la bun început că pentru a avea o dezvoltare integrată, mai bună a tuturor statelor membre, trebuie integrată această piață a energiei. Și cu adevărat aveți în România un sprijin necondiționat, permanent, atât din perspectiva armonizării legislației și în zona sectorul energetic, legislația e destul de complexă, pentru că sunt întotdeauna subiecte noi, hidrogen, stocare, echilibrare și așa mai departe. Chiar la nivel european, vorbind de directiva RED 3, acum trebuie să o transpunem și noi și ne-am propus un termen ambițios de jumătatea anului viitor pentru transpunere. Deci aveți avantajul de a parcurge un drum pe care noi l-am parcurs, am mai făcut și greșeli, dar dumneavoastră le puteți evita mult mai ușor. Și dincolo de partea de reglementare, vă putem ajuta să gândiți programe de investiții. Deci noi, în momentul ăsta, în Ministerul Energiei, gestionăm investiții de 18 miliarde de euro. Asta înseamnă apartenența la Uniunea Europeană. Avem PNRR 1,6 miliarde și diferența până la 18 din Fondul pentru Modernizare. Și vă dau un exemplu. Avem o schemă de susținere a investițiilor în energie solară și eoliană de 460 de milioane de euro. Am evaluat 742 de aplicații cu personalul Ministerului. Deci sunt oameni care au trecut prin
evaluare, contractare, verificare de documente, de avize, de ATR, toate etapele. Și dacă România și-a asumat de 460 de milioane de euro să facă 950 de megawatts putere instalată, vă pot spune că am cheltuit până acum, am reușit să contractăm un sfert din bani și deja avem putere instalată de peste 600 de megawatts. Deci când o să cheltuim tot bugetul ăsta, probabil vorbim de 2000 de megawatts, deci aproape de două ori cât centrala nucleară de la Cernavodă, bani europeni care sunt puși în piață. Avem un apel pe hidrogen, 100 de milioane de euro, finanțăm 6-7 contracte producție de hidrogen. Avem un apel pe stocare, iarăși vorbim de 280 de milioane de euro, stocare, producție de panouri fotovoltaice și așa mai departe. Și acesta tot gestionat de minister. Deci noi toată experiența asta vă punem la dispoziție pentru că, dincolo de a vă armoniza din perspectiva reglementărilor, veți avea nevoie de a consolida această capacitate administrativă a ministerilor ca să puteți absorbi toate aceste miliarde de euro care vor fi puse la dispoziție Republicii Moldova. Și dacă și noi în primele cicluri de finanțare 2007-2013, 2014-2020 am avut unele probleme, deja acum suntem cu rata de absorpție de 95-96-97%. Și dumneavoastră puteți să fiți de la început învățând din pașii pe care România deja i-a parcurs. Dacă mai sunt întrebări. Poate nu știu dacă ați putea să apreciați, se împlinesc imediat 3 luni de la când Vestmold Transgaz a preluat rețelele, în gestiune rețelele din România. Cum apreciați dumneavoastră, nu știu, poate la 3 luni, activitatea companiei care este filială a Transgaz România, a rețelei naționale de România și deținută de PER? Așa poate. Da. O să o apreciez din perspectiva Ministrului Energiei, deși Transgaz sigur că aparține Secretariatul General Guvernului. E o împărțire mai aparte la noi la București. Nu știu dacă e cea mai bună, dar asta e decizia, o respectăm. Domnul Ion Sterian, directorul general de la Transgaz, s-a implicat foarte mult, am discutat constant cu dânsul, a venit, au fost multe aspecte juridice de clarificat, multe aspecte în teren. Dar știu că mobilizarea a fost fără precedent și cred că a fost și este o decizie foarte bună, pe care Ministerul o va susține în continuare. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumesc și eu la rândul meu. Vă doresc o zi bună. Doamnelor și domnilor, evenimentul a sfârșit. Vă mulțumesc.